Președintele României nu face niciodată presiuni. Președintele României respectă în litera legii rolul său constituțional și vă pot asigura că și în această acțiune președintele României a făcut ceea ce trebuie să facă, adică a protejat modul în care trebuie respectată Constituția acestei țări. Pe de altă parte, nu vreau să fac niciun comentariu în legătură cu modul în care a fost interpretată într-o notă ironică sau nu declarația mea de diverse personaje. Președintele României nu face decât să își exercite rolul pe care îl are potrivit Constituției. Atunci când există un semnal negativ în spațiul public și în modul în care pot să acționeze anumite instituții sau partide sau persoane publice aflate pe scena publică din România, președintele are datoria ca reprezentant al cetățenilor să aibă un punct de vedere și să se asigure că legile acestei țări sunt respectate.